1 noiembrie, ziua Sfinților Doctori Fără Arginți, încă o dată întâlnită în calendarul popular la 1 iulie, Cosma și Damian era consacrată ritualurilor de medicină populară. În popor este cunoscută și sub numele de Vrăcevul, de la slavonul Vracevati, a vindeca. Cosma și Damian, împreună cu mama lor Teodota, erau din Asia Mică. Tatăl lor, care era necredincios, a murit când ei erau încă copii. Mama i-a crescut în evlavia creștină. Prin exemplul vieții ei și prin citirea cărților sfinte, Sfânta Teodota a păstrat puritatea vieții copiilor ei prin respectarea poruncilor lui Dumnezeu, ajutându-i să devină bărbați virtuoși și drepți. Educați și formați ca doctori, ei au primit în dar harul vindecării trupurilor și sufletelor bolnave prin puterea rugăciunii. Ei vindecau chiar și animale. Din iubire curată față de Domnul și față de semeni, ei nu luau niciodată plată pentru serviciile lor, respectând porunca Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care a spus: „În dar ați luat, în dar să dați”. Faima Sfântului Cosma și Damian s-a răspândit în toată regiunea și oamenii i-au numit Doctori Fără de Arginți. Începutul lunii noiembrie, cunoscută în popor și sub denumirea de Brumăriu, este un timp ritual favorabil pentru practicile de medicină populară. Sfinții erau invocați în descântecele de lingoare, febră tifoidă și de răul copiilor.